Salutare tuturor, mă numesc Ionut, sunt make-up artistul național Mariono, bine ați venit pe pagina noastră oficială. Ca și primul videoclip, astăzi vă voi arăta cum să aplicați corect și optim baza de machiaj, folosind o singură pensulă, special pentru a întinde baza, și baza de machiaj. În cazul nostru am o bază de la Lancome. Pentru a aplica corect baza de fond de ten, voi folosi o pensulă de teșită, de păr sintetic, pentru a tapota zona T, în special tinde să se acumuleze foarte mult sebum, de altfel să lucească. După care, către extremitățile feței, voi întinde frumos și uniform, tot prin mișcări tapotate, pentru a umple efectiv porii și a lăsa pielea exact ca și un canvas gata pentru fond de ten. Ca și al doilea produs, ca și bază de machiaj, este un produs marca Makeup Studio, este exclusiv la noi în Mariono, se numește DP. Este un skin lift pentru zona ochilor, special pentru a umple acele mici riduri de expresie, pe care le voi folosi pe Andreea pentru a estompa ridurile de expresie și pentru a fixa mai bine fondul de ten în zona ochilor. Vom folosi o cantitate foarte mică, mâna este cea mai bună paletă de machiaj, cu aceeași pensulă vom aplica ușor în zona ochilor, prin mișcări tapotate. După care vom veni cu degetul și mișcările circulare nu trebuie să vă lipsească din rutina voastră zilnică de machiaj. Fix pe zona ochiului, pe osul ochiului, efectiv. Și ușor, mișcările circulare pentru toată zona ochiului.